eu spuneam tot timpul că acolo e casa mea și nu pot să-ți spun un început. Pur și simplu i-am spus tata, am fost fiica lui, am mai avut două surori. A fost așa de normal și de firesc totul, știi? Adică... Dar pe tatăl natural l-ați mai recuperat? Da, l-am mai văzut de câteva ori. De câteva ori? De câteva ori, da. Nu v-a fost greu? Ce să spun? Decizia de a vă căsători. Aveți să urmeze o nouă etapă în viața dumneavoastră. Un nou hop din care aveați să învățați. Ce ați pierdut în cei 9 ani de căsătorie? 9 ani. Faptul că am copii e câștigat. În rest am pierdut 9 ani, sigur că n-am. Al doilea copil pe care l-ați avut cu soțul de atunci avea 9 luni. Ați hotărât să plecați cu un copil în brațe și cu celălalt de mână. Deci nu faci decât să supui copilul, să fie martor unor probleme ale tale și ale soțului tău. Îl traumatizezi, foarte mulți copii rămân cu traume. Lecția din primul mariaj, care a fost? Ce ați învățat ca femeie să nu mai acceptați? Cu ce ați plecat spre al doilea mariaj? Să faci tot ce ți este posibil, să nu lași soțul să bea. Tot ce stă în putere. Credeți că alcoolul distruge? Da. Distruge. Îl consider că e un om bolnav, cu probleme, un om care nici mai poate controla, gestiona viața, un om pe care nu mai poți conta, un om în care să nu mai ai încredere. Deci, nu mai ești om. Știu că el a decedat între timp. Da, da. V-ați dorit să mergeți la el la mormântare? Nu, n-am mers niciodată, a fost fata. Și a dorit să moară. Nu. Putea să facă ceva, să trăiască. Nu, n-a făcut nimic ca să trăiască. Viața e mai complicată și... nu și-a gestionat-o bine, din păcate. Așa este. Când pierzi persoane dragi, știi? Și se pare că uneori universul se rupe așa, știi? Tot timpul trebuie să luăm de la capăt și să înțelegem situația și să spunem că așa a fost să fie. Nu știu, asta parcă e un colac de salvare, așa a fost să fie. Așa a fost să fie.